Locuitorii orașului Streșeni se arată dezamăgiți de actuala guvernare. Potrivit lor, au avut așteptări mai mari de la aleșii poporului, însă ele au rămas neîndreptățite. Cam suntem puțin disperați de multe evenimente care și totuși avem credință. Trebuie să facem ceva. Ne-am așteptat la mai mult, cu mult la mai mult, după permisiunile care s-au făcut, dar n-am primit ceea ce am așteptat. Toată lumea la noi e disperată și nu știu mai tine când ori și la alegeri și nici 50% n-o să avem. Avem mai mari așteptări, de exemplu, dar parcă tot așa au rămas. Nu se observă nimic, doar pentru ei. Trăiesc pentru ei. I-am întrebat pe locuitorii orașului Streșeni ce note ar da actualei guvernări. Eu nu pot să le dau o notă mare. Dacă de la 1 până la 10, ce note le-ați da? 4. Nu, naveamă șestiorcă. Dacă ai da o notă de la 1 până la 10, care ar fi ea pentru actual? Un 6. Găsim mult? 0. Oi, 5. Oamenii nu sunt încrezuți că alegerile parlamentare din 30 noiembrie vor aduce mari schimbări. Schimbări n-ați și îmblă și aleg, să-i alegem tot pe cei care au fost, ca să aibă leapă, salariu bun și toate cele. Dar altceva, nimic bun, absolut nu aștept. Nu am senzația că să schimbi mare treabă. Nici o așteptare. De ce? Pentru că mi-am pierdut încrederea în toți. Dacă s-ar elimina corupția și aleșii poporului s-ar gândi mai mult la prosperitatea țării, lucrurile ar putea lua o altă întorsătură, ne-au declarat locuitorii. Понимаю și народ, который любит свой народ и для него делает все необходимое, также для пенсионеров, детей. Anume corupția din Parlament să fie lichidată și cu metrismul și rudenia și tot. Anume de la deșa sunt și chiar dacă sunt dezamăgiți, strășenenii ne-au spus că vor merge la alegerile din 30 noiembrie.